Bună ziua, dragi elevi! Astăzi, cu voi, vom studia eliminarea deșeurilor din organism și particularitățile sistemului urinar. Vom cunoaște esența procesului de excreție și vom identifica organele excretoare. Vom studia structura organelor urinare. Vom analiza funcțiile organelor urinare. Organele urinare fac parte din organele de excreție. Este bine să cunoaștem în ce constă procesul de excreție. Excreție se numește procesul de eliminare în afara organismului a unor deșeuri și substanțe nocive pentru organism, de exemplu, ureea. Ureea, care se conține în urină și în secretul eliminat de glandele sudoripare, dacă se acumulează în sânge peste normă, poate avea efect toxic, în special asupra sistemului nervos central, și chiar deveni letală. Cunoști și alte organe de excreție sau alte substanțe care pot fi eliminate nu prin urină? Primul organ care face parte din organele de excreție este pielea. Cunoaștem că pielea conține mai multe glande, inclusiv glanda sudoripară pe care o observăm aici în imagine. Ce rol are glanda sudoripară? Glanda sudoripară participă la termoreglare. Astfel, când corpul este supraîncălzit, glandele sudoripare elimină apa, țărurile anorganice, substanțe anorganice, organice, astfel corpul nostru se răcește. Din substanțele organice, cum am menționat mai sus, fac parte ureea și acidul uric, care se conțin și în urină. Mai avem încă niște organe de excreție care se numesc plămânii. Cunoaștem cu toții că avem doi plămâni. Prin plămâni, noi eliminăm un deșeu care nu este de folos pentru organism, se numește bioxid de carbon. Bioxidul de carbon, care se acumulează în sânge peste normă, devine toxic și de asemenea poate provoca o stare de asfixiere sau sufocare. Mai avem organe de excreție care fac parte din organele digestive. De exemplu, glandele salivare, ficatul, intestinul pot elimina unele substanțe nocive, de exemplu, săruri ale metalelor grele, săruri de plumb, spre exemplu, sau unele medicamente. Și rinichii. Rinichii sunt cele mai importante, cele mai principale organe de excreție. De fapt, rinichii au rol de filtru. Produsul acestor organe se numește urina. Urina este un lichid de culoare galbenă, conține apă, săruri minerale, produse finale ale metabolismului, de exemplu, ureea, acidul uric, creatinina. Te rog să mai numești alte glande care, de asemenea, pot fi numite organe de excreție. Gândește-te, cunoști așa glande? Răspunsul corect este glandele sebacee și glandele mamare. Întrebarea mea către tine. Se deosebește oare produsul acestor glande de urină sau de bioxid de carbon, ca rol și compoziție? Răspunsul este da. Glandele sebacee. Știți că are un rol de a proteja pielea și contra uscării.
Iar glandele mamare, cunoștem cu toții, au rolul de a produce lapte, care este un produs cu un rol fiziologic anumit pentru alimentația bebelușului. Astfel, produsele glandelor sebacee și glandelor mamare nu sunt toxice, spre deosebire de organele despre care am vorbit anterior. Trecem nemijlocit la studierea sistemului urinar. În această imagine observăm că sistemul urinar include două organe care produc urina, se numesc rinichi. Urina produsă de rinichi se scurge prin două canale numite uretere, ajunge în vezică urinară, unde se depozitează, se stochează, iar în timpul reflexului de micțiune din vezică urinară, urina este evacuată prin uretră. Rinichii au fiecare masă 150 de grame, se localizează în cavitatea abdominală, pe peretele posterior, au formă de bob de fasole, culoare roșu închis, lungimea 12 cm, lățimea 6 și grosimea 3 cm. Cum am mai menționat anterior, rinichiul este un filtru prin care se filtrează sângele. Astfel, substanțele nocive rămân în urina finală, care se va elimina în volum de 1,5-2 litri pe zi, iar celelalte substanțe necesare organismului vor trece înapoi în sânge și nu vor fi eliminate. De la rinichi pleacă ureterele. Ureterele sunt niște canale cu lungimea 25-30 de cm care au rolul de a transporta urina spre vezica urinară. Cum am mai menționat, substanțele necesare organismului nu se găsesc în urină, ci numai în cazul unor maladii renale putem găsi acolo proteine, glucoză. Atunci medicul poate să pună diagnoza numai după compoziția urinei. Urina se varsă prin uretere în vezica urinară, care este un organ pentru depozitare a urinei. Vezica urinară. În imagine observăm că vezica urinară este un organ cavitar, musculos. În acest organ se deschid de ambele părți câte un ureter. Aici se adună urina până la 500 de mililitri, dar la un om adult, începând de la 200-300 de mililitri, deja apare senzația de necesitate de micțiune. Reflexul de micțiune constă în evacuarea urinei din vezica urinară prin uretre în afară. Uretra se deosebește la bărbați și femei. La femei, uretra este mai scurtă, are lungime de 3-4 cm. La bărbați, mai lungă, 18-23 de cm. Cum am mai menționat, uretra are rolul de a evacua urina din vezica urinară în afara organismului. Îți propun să studiezi imaginile și să realizezi sarcinile alăturate. În prima imagine, observ niște organe. Sunt rinichii. Descrie localizarea, masa și dimensiunile acestor organe. În a doua imagine observăm plămânii. De ce aceste organe fac parte din organele excretoare? În a treia imagine observăm pielea. Numește structurile din piele care se referă la organe de excreție și produsul acestora.
îți propun pentru meditație un studiu de caz. Îți imaginezi că în urma unui accident rutier, unui om i-a fost lezat un rinichi, care apoi a fost înlăturat. Presupune, te rog, consecințele posibile ale acestei situații. Iar dacă sunt lezați ambii rinichi, caută în sursele suplimentare denumirea unor maladii în care sunt afectați rinichii. Îți propun pentru completare o schemă. În această schemă va trebui să completezi denumirile organelor urinare în ordinea în care se elaborează și se evacuează urina. Primul organ, al doilea organ, al treilea organ și al patrulea organ. Știai că în fiecare zi, în volum de aproximativ 180 de litri de sânge trece prin rinichi? Și acest volum de sânge este tratat cu ajutorul la circa 1 milion de microfiltre care se numesc nefroni? Astăzi am studiat cu tine anatomia și fiziologia aparatului urinar. Am aflat că rinichii sunt niște filtre care filtrează sângele. Am cunoscut și alte organe care fac parte din organe de excreție. Te îndemn să citești tema din manual, surse suplimentare și te aștept la următoarea lecție.